Hunedoreanul Iuliu Winkler deschide lista de candidați UDMR pentru Parlamentul European. Consiliul Permanent al UDMR a stabilit vinerea trecută candidații pentru alegerile europarlamentare din data de 9 iunie, iar pe prima poziție de pe această listă este actualul eurodeputat Iuliu Winkler. El este unul dintre cei mai longevi și activi europarlamentari din România. În primul rând, pregătit pentru cele 98 de zile sau câte mai sunt până în ziua de 9 iunie de campanie electorală. Sigur, pre-campanie și apoi campanie electorală, așa cum sunt prevederile legale, sunt pregătiți să căutăm membrii comunității noastre, să le spunem mesajul Uniunii Democrate Maghiare din România, să vorbim acum, la început, în pre-campanie, mai mult despre rezultatele pe care le-am obținut în ultimii 4 sau 5 ani și apoi să vorbim despre planurile pe care le avem pentru a continua munca în Parlamentul European, în cazul meu, și munca în autoritățile locale, în consiliile locale și județene, în fruntea primăriilor, în cazul colegilor mei care vor fi candidați pentru alegerile locale. Iuliu Winkler este unul dintre cei mai longevivi și mai activi europarlamentari din România. Este membru al Parlamentului European din decembrie 2007, membru în Comisia pentru Comerț Internațional și vicepreședinte al acestei comisii din iulie 2014. Iuliu Winkler este președinte al UDMR Hunedoara încă din anul 2001.